Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. A nins puțin pe la noi, nu-i chiar așa mare zăpada, dar a mers de o pârtie. Dar în schimb, pare soare afară, dar nu-i soare deloc. Adică e soare, doar că-i frig rău de tot. Am înghețat tot, sunt cu blana asta pe mine. Oricum am făcut acum câteva zile, chiar și aseară, niște story-uri și toată lumea s-a luat de blana asta mea. Dar nu le n-ai vrea să știi, sunt mimul internetului, ca să zic așa. Badane câte oi ai, ai devenit Gigi Becale, ai tăiat oile, ți-ai făcut din asta. E plin, deci în mesageria mea, dar nu mă supăr pentru că gust glumele și îmi place când comunitatea mea fac glumii ca lumea despre mine. Bine, alea frumoase, că alea care n-au niciun rost, trecem peste ele. Fii atent ce m-am gândit să facem astăzi, dacă tot a nins puțin. Zic, bă, hai să profităm, că toată lumea mi-a zis să facem cum am făcut eu cu Iglu anul trecut, știi? Da. Dar avem zăpadă pentru așa ceva, e puțină. N-ai, trebuie dita mai ormanul de zăpadă ca să faci un Iglu și să stai în el. Și am zis, bă, hai să profităm și să facem un fel de concurs, fii atent. Dar nu cu Sania. Cu Sania e simplu, ei, Sania te dai, te duci 5 km cu ea. Și să căutăm noi diferite, cum să le spun eu, obiecte. Înlocuim Sania, exact, nu știu, ciolofan, un placaj, o scândură, o ceva. Cât ne alegem de fiecare? Bă, nu știu, acum ține cu așa că nu prea avem aici la noi. 6, 5. 6, oare găsim? Tu 6, eu 6? Eu zic că ar trebui să găsim. Cred că găsim. Eu am vreo 3 așa în minte deja, adică că m-am gândit normal, așa normal. În mare. Cam ce mi-aș alege. Poți să-ți alegi și din curte, poți să te duci și să cumperi, adică nu-i problemă. Da, doar da. Să avem câte 6 cu 6 și după mergem să căutăm un deal din ăsta ca să putem să alunecăm, să ne dăm. Sper să fie și zăpadă pe el ca să alunecăm. Și vedem care câștigă. Fii atent, pun în joc, cât să punem, mă, frate? 1500 de lei. Nu, mă, e mult, 1000 de lei, mă, las. 1000 de lei pun de în joc. Deci dacă mai în trecut mai bătut la ăstea, facem pe runde cum ar veni. Care ia mai multe runde. Da, care ia mai multe runde. Și ce zic? Ok. 1000 de lei pun în joc, așa că hai să mergem la magazin. După ce ți-ai ales tot, venim aici în curte. De fapt, le punem în mașină, nu mai venim în curte că nu mai are rost. Le și mergem direct la fața sau locului. Mergem direct acolo? Da, bă, mergem da. Direct acolo la Derdeluș în ghilimele, cum ar veni. Stați să vă dăm să-l vedeți camuflat. A plecat pe Everest, acum a plecat. Eu doar par îmbrăcat, dar nu sunt. Ideea e că am un hanorac pe sub geaca asta și un tricot subțire. Dacă știam că se merge la Săniu și se lua cu din alea pe dedesubt, da, mă, da, alte mă, cele. Frate, eu. Oricum, mi se pare așa mai mult a te duci în market și a fura, așa mi se pare. Așa care pare, nu? Cam așa. Ideea e că am luat guler ăsta, că l-aveam mașină, că m-am dat fesul acasă și m-a înghețat creierul. Bă, apropo de asta, toată lumea când mă vede pe un story sau un video cu fesul ăsta, mă întreabă, băi, bă, Dani, zici și nou. Care-i rolul la fesul tău dacă nu ți acoperă urechile? Bă, sincer să vă zic, nu prea e fes așa de frig. Îmi place mie așa cum arată, că o dă bine, dar în rest mi-e frig pe aici, pe la ureche, am urechile înghețate. Da. Gata, hai să mergem. V-am zis, zăpada nu-i foarte mare. Sper să alunecăm, după cum vedeți și voi, dacă dădeam așa un cadru aici. Nu-i mare lucru pe jos. Adică n-a avut putere zăpada să astupe toată iarba asta. Și aici mai și viscolește, că suntem în câmp. Da, mai o și viscolește. Da, eu zic că o să alunecăm cât de cât, pentru că am văzut că pe dedesubt e înghețat, așa, știi? Da. E destul de tare. Bine, e puțin zăpadă, dar mă așteptam să fie ceva mai mult, așa. Asta ar însemna că s-ar putea să ne rupem și bumbul noi. Cu asta mă laud eu, mi-am luat troller, mi-am luat mai multe. De fapt, o să vedeți voi pe parcurs ce am aici. Și iau eu camera imediat să vedeți ce are și Danu, ca să zic așa. Băi, eu am mers pe chestii mai... cu suprafețe din astea așa, mai lucioase, mai alunecoase, mai... Da, am avut eu chestia asta a mea în cap acum. Sper să și funcționeze. Hai să vedem care e treaba. Prima rundă pun la bătaie, fii atent. Merg cu asta de pisică, cu locul ăsta de pisică unde doarme pisica mea. Bun. Sper să o aduc întreaga, ca să nu este a lui Pablo, e pisica aia din garaj. Deci sper să o aduc întreaga, dacă nu trebuie să-i cumpăr alta. Hai să vedem cu ce vii la runda asta. El clasic, frate. Mamă. Sacoșca de Rafi, da? Bun, asta de Rafi. S-ar putea aici... să te duci forță. Te duci tu primul? Hai, că ți-un camera în mână. L-am lăsat ca să-și rupă el capul primul. Ce rău, îmi pare, mă, că n-a nins mai mult și la noi. Pe la alții am auzit că ninsoare la greu, ca lumea. Ca în copilărie. Pregătiți, vezi? Eu sunt pregătit, frate. Dacă mă opresc, mă opresc la șosea direct. Băi, ai grijă, doamne. Da. Ia să vă... S-a dus, mă, s-a dus, fraierul. Și-a luat curune! Da? Aoleu! Păi n-am avut nicio protecție aici ăla. Mamă, dar e mai mare zăpada aici? Aici da, e o leacă mai mare. Ia uite că vine, gata. Eu nu cred că alunec cu asta, dar norocul meu, dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să fiu protejat puțin la bumbu, cum ar veni. Că e mai groasă. Așa, așa, frumos, uite. Hai. Ești pregătit? Picioarele sus, picioarele sus! Gata, ce se mai? Gata, de ce te mai tragi? Stai, mă!
A trișat, băi, băieți. Că nu e alunecă ăla, ești nebun? Până aici te-ai dat. Lasă vrăjeala, că până acolo te-ai tras tu pe cur. Mai dă-mi o șansă, frate. Eu îți mai dau și 7. Gata, stop, aia e. Ha, vezi că e 1-0 momentan. Ce să iau eu de aici, doamne? Fii atent, iau bidonul ăsta pe care... Fii atent, schemă ce fac acum cu el. Să vedeți ruperea curului acum la Berdeluș și la Vale. Să te ții de aici? Da, mă, frate, ha. Fii atent că revin 1-1 acum, vin în coa. Parcă îl și văd cum se dă tot așa 2 cm. Atenție! Ai ridicat picioarele, dacă le-ai pus jos, unde le-ai pus jos, acolo te-ai oprit. Acolo trag linia, nu mă interesează, că dacă te tragi așa pe cur în jos, cum ai făcut, nu o să pune. Stai așa, olea. Haide, doamne, du-mi, bă, dacă ți-a dus spre aer, nu mă aștepta să duci până acolo. E spre creier, mă, hai. Stop. Am eu vreo vină, că se dea el greșit sau nu știe el să dea pe derdeluș? Mai are sens să mă dau? Da, mă, frate, dacă nu pleci după lucrurile de capul și eu. De zilele tale ești nebun la cap. Și tu, hai să vedem cu ce vii tu, bă, și ba, ce baftă auzi tu și ce încredere am avut în video. Și eu mă gândeam că mă rupe la ala. Bă, dacă dar așa ca test, fii atent, dacă te pui aici, am demandat eu, e ce trebuie. Aici? Da. Hai, pot să mă dau, da? Da, asta e off camera, că nu supune capul. Nu supune, ia să vedem, da. Dar doar așa, ca să îți arăt că merge. V-am zis? Tot s-a dus mai mult, te-ai dus mai mult. Deci până aici eu, da? Da, cum să nu dăm noi BMP? Uite colul Dunga, ei se vede de aici, uite colul Dunga. Pentru toate mămicile gospodine, m-am tras în șorțeles din ăsta de aici. Bă, stai să văd dacă puteți să-l desfac cu mănuși. Și ăsta mă, șor de bucătărie? Șor de bucătărie, de făcut pe-n casă, treabă. N-ai nicio șansă cu ăsta, te-am bătut, să vezi. Depinde de material. Ia. Dacă e... Nicio șansă. Așa, molea, că nu mai zic tu până nu-i gata. N-ai nicio șansă, zic eu. Mă dau lângă, mă, ca să nu zic tu, bărbă. Deci Dunga mea aia de acolo, da? Aia, nu asta. Nu asta, aia. Aia, asta e, asta e așa. Ca să nu mai au discuții după aia. Așa. Ia. Gata, stop. Stop. Și-a rupt bumbun. Am dat într-o deliberare. Băi, ce nașpa? Dacă-i vreo cioată, vreun copac din ăsta ceva. Era o gâlmă, așa am dat eu cu curunea. S-ai desumflat buca. Deci da, am câștigat cu asta, uite. Știi ce am făcut deci, eu? Deci acolo, tu uite unde ești. Nu am... N-am testat ăsta, că trebuia să fie material de la Lucios, dar ăsta e din ăla. Da, mă, dar n-aveai cum, pentru că era deja în pungă aia și trebuia să-l desfaci la magazin. Ce prost e dacă-l lăsam în pungă. Bă, ia pune ciolofanul ăla. Dar nu mai în cap ăla e. Nu mai merge să nu mai pui cum era, nu? E prea subțiri, trebuia să rămână ăsta în el. Trebuia să-l lași în ciolofan adevărat. Vin cu geantă. Ce-o fi asta? Plasa asta, da? Da. O ce aici? E la fel ca ăsta meu. Ca cine alunecă? N-alunecă. Și cât mă duc cu asta? Mai mult decât cu bidonul. Da, mă, hai cu mine, vină cu asta. 6 cm se duce, băieți, ca să știți. Gata? Hai. M-a ajuns, mă! Ai, uite asta, plăsuța mea! Da, mă, nu mă așteptam, dar ce material are, mă, uite, frate? Uite plăsuța mea! Da, mă, de ăla, mă, de ăla fin, stai cu minte că eu am putut să pun una pe asta ca să văd. Așa am zis și eu că e ăla mea, dar nu era, mă, frate. Încurc muci, scuzați-mă. Vezi, nu m-am dus, da? Da. Mai are rost să fac semn? No, no, nu, mai are rost, da? Hai să văd cu ce vii tu la bătaie acum, cu ce învingi tu plasa asta de cartofi. Capac de căcănescu. Hai să vedem, zici tu că faci tu treabă cu ăsta. Era o alternativă bună când eram eu copil. Și eu mă dădeam cu capacul ăsta. Dar nu cu totul, să văd dacă știi cu ce trebuie să te dai. Deci tu așa te pui tu pe el, gata. Știi unde mă duc? La mausoleu acolo, a? Pregătit ca să nu mai stau la discuții cu orice amator așa pe sport direct. Da, mă, hai să vedem. Gata? Hai, hai, ia. Ce se duce, fraierul? Bă, cred că s-a dus mai mult ca mine, mă. Uite-l, nu s-au oprit cu alacul, ca să nu zici. Stai să văd, stai să văd. Uite-l, fii atent, linie dreaptă, da? Stai așa, stai. Ia, tu acolo și eu sunt undeva aici. Tu ești aici, uite. Da, mă, ăsta-s-o, aici-s-o. Uite, ia-mă așa drept, ca să vadă lume. Aici tu. Și aici eu. S-a dus mai mult, cu jumătate de metru venimea rău. Cu colacul ăsta lui de veceu.
Mă duceam și mai mult, dar m-a oprit zăpada asta. Aici mare zăpada, mă, știi ce s-a întâmplat? A viscolit-o de acolo și a strâns-o în canalul ăsta aici, știi? Da. Să te aud? 2-1, da? Vreau să văd ăsta, trollerul ăsta tău nebun. Ăsta mare? Eu vreau să te văd cu el. Îl mai las puțin așa că simt că o să-mi rup căpățâna în mine. Nu știu de ce, dar așa ia crește. Hai mă că vin. Ori cu balonul ăsta mare gigantic în care ne-am băgat noi într-un clip, ori cu tigaia asta. Nu mă, cu balonul ăsta vin acum. Simt eu cu ăsta. Uitați-l cât e de mare. Cu ăsta ar trebui să alune cum trebuie. Gata? Hai. Stop, tragi linișa. Cum atât am dat eu? Băi, nu știu zic, te-ai dat un pic mai bine ca data trecută. Ăla-i. Bă, las-o în col. Bă, tu și cât încredere am avut când am văzut, când am văzut ăsta în garaj și am văzut că nu l-ai luat tu. Zic, mamă, nu l-a luat fraierul, spar cu ăsta. Da, dar am pus napă el și s-a simțit că el are textură în aia abrazivă care nu te lasă, e antiaderentă. Cauciu cum ar veni? Antiaderentă, gândește-te așa. N-are, mă, orice ar pune și cred că și cu picioarele goale se duce mai mult decât mine. A, se dă fraierul cu ciolofanul, asta e clasică, să știi, la orice pârtie, dacă n-ai sani, n-ai ceva, iei un ciolofan, un sac, te-ai pus pe el, o, și mai are și ăsta. Sacul ăsta. Bă, și care-i treaba? Ia zi. Încerc să acumulez puncte, frate, că despre puncte e vorba. Am văzut că ai dus puțin, am băgat ceva care sigur îmi dă puncte cum ar veni. Păi da, dar nu trebuia să-l păstrez pe ăsta. Dacă mă duc eu cu ceva mai mult, să-l lași pe urmă. Da, da, mi se pare că îi rosești cum ar veni. Dacă iau eu punctul acum și l-am în buzunar, nu-i mai bine? Ce în mână nu-i minciună? Ai și tu dreptate, eu zic că ăsta se duce sigur, forță se duce. Uitați-vă linia mea, unde dacă întind Danu picioarele ajunge până la linii. Gata? Gata. Hai, 3, 2, 1 și... Ha. Se duce, se duce, se duce. Iar s-a dus tot derdelușul ăsta, fraierul. Oare am câștigat? Vezi că m-am dus mai mult și ca ălalt tău. Ia. Uite. Te-ai dus cum te-ai dus prima dată. Uite, lângă, da. Lângă, aici, uite, că aici e, asta e urmă, asta e urmă. Ăstea s-a melim. Deci aici, aici a fost colacul. Acum m-am dat cu celofanul ăsta și aici m-am dat cu prima chestie, nu mai știu ce. Și aici m-am dat și eu odată cu ceva mai mult, cu ăla, nu mai știu cu ce. Bă, oare am câștigat punctul, mă? Da, mă, frate. Hai să, hai să te văd dacă ești tare pe restul ce mai ai acolo. Ce mi-e ciudă, mă, că ce trebuie, n-am luat ceva să mă dau și o să mă hrâșcă-i. Scorul 3-1, cred că, nu? 3-1, 3-1. 3-1 pentru tine. Mai am șanse așa, măcar să egalez. Deci, fii atent, chiar și te bat, dar bine, trebuie să le câștig pe toate acum, zi. Păi mai sunt 3 runde, cum să mă bat? Păi de da, fapt, da, și? Dacă am mai luat dacă una, apăs. Toate... Da, tu dacă ai mai luat una, da, dar eu dacă le iau pe toate 3 și cu punctul ăsta, 4. Păi da, dar dacă am luat una, eu am câștigat. Nu mai iei, fii atent cu ce vin acum. Cu trollerul vin. Trollerul, a? Hai. Mama, aici sunt chiar curios rău. Eu am o tactică cum aș da eu, dar eu zic abia după ce se dă el. Oaleau. Unde se oprește trollerul, acolo e linia, nu? Unde te duci tu? Hai. Gata? Hai. Am plecat! Am plecat, Danule! Am plecat, Danule! Așa, te observa unde a rămas trollerul, băieți. Poți să-l lași pe loc? Lasă aici, uite, fii atent, fii atent. E bine aici? Da. E ok, da? Da. Bă, simțeam că pot să mă duc mai mult, mă, da. Da. Cârmă, nu prea știu. S-a sucit o leacă? Și te-a aruncat după el, ai văzut? Da, mă, frate, bă, dar tu și fel s-a dus ăsta? Țeavă. Cred că am simțit viteză, așa, pe bune. Păi asta a fost țeavă. Mamă, hai să vedem cu ce vine Dan. Dacă se duce iar până acolo, fraierul numai până în capăt s-a dus. Dar nu prea mai are ce trebuie, am văzut lopata, ciolofanul ăla, depinde acum ce alegi. Dă-mi coa, hai să vedem. O să trecem la acest ciolofan, să okay. Vedem dacă mă ajută Mucaiaș gura lui, dacă am luat punctul ăsta cu el. Ești ca și câștigător cum ar veni. Doamne, sper să nu-mi intreacă trollerul meu. Bă, dar ce idee bună am avut cu el. N-a lunecă? Hai, hai, lasă vrăjeala. Gata? Eu sunt pregătit. 3, 2, 1 și... Hai, 3, 2, 1. Gata, pauză, nu? Nu mai ridici pe acolo, rămâi. Mai are rost, uite linia mea. Rușinea mea când m-am dat acum o tură sau două. Nu mai are rost să mai trasăm. Nu-i casa cu așa, mă. Vrei să mai las o dată? Are alt material. Bă, mă dau la fel, e aceeași. Deci adică nu vrei să mai încerci? Tot atâta mă dau, că nu îl simt eu, uite. Bă, frate, și știi ce trebuia? Mai bine luai o plasă din aia normală, de pâine, de la magazin, da, și da. Ăsta e rafii din aia. Bă, pe ăsta l-am găsit, ăsta mi-a pucat în mână. Am zis da. La fel ca casa cu așa, am făcut eu. Bă, aia de rafii te-ai dus forță. Da. Ăsta e alt gen de material, mă. Scoro? Deci, 3-2. Încă sunt cărți, da? 3-2, aia zic, tată. Deci, ca să înțelegeți, au mai rămas două runde, cum ar veni. Eu pun la bătaie așa. Am tigaia asta, sau ce-o fi,
și cu recipientul ăsta de plastic, balii asta, habar n-am. Iar Danu mai are așa, mai are preșul ăsta. Asta care e din cauciuc și nu prea alunecă. Welcome. Și cu lopata asta să mă bat, mama nu știu ce vrea să fac cu ea, dar habar n-am. Doar să pun aici cu fundul, nu înțeleg. Hai că vedem. Eu chiar vreau să văd ce faci cu ea. Este rândul meu, trebuie să mă gândesc foarte bine ce mutare fac, cu ce ar putea să vină el dacă aleg eu acum, ca să mi le... să calculez, le gândesc. Așa. Da, să le gândesc, dacă eu iau asta, cu ce? Fii atent. Asta am, cu asta merg. Hai. Hai să vedem, tata. Chiar sunt curios aici, sincer, de când am văzut-o acolo, chiar am fost curios. Eu zic așa, că dacă era zăpada mare ca lumea, să fi nins, să fie strat mare ca lumea, da. Eu zic că mă duceam cu ea, dar așa, s-ar putea când mă pun cu greutatea mea să oprească în pământ. Aici, s-o oprească pe pământ. O să aici că e puțină zăpadă, vreți să vă mint, dar asta s-a putut, dar toată lumea face ceva cu zăpadă. Ce să facem dacă nu e zăpadă? Da, face zăpadă. 2 mm se duce. Ai pregătit? Hai. Am plecat în cați aici. Știți care e treaba? Zi. Bă, tigaia aia fiind rotundă o să se învârte. Și tu o să cazi aici, la 2 pași. O să te cazi la 2 pași aici. Da mă frate, dar tu mai ai ălea ce mai ai tu și... Hai! Gata, nu mai zic nimic, gata, hai. I-am dat drumul, da? Ce mai zici, Danule? Danule? Ce zici, bă? Cum, Danule? Ce zici? Ce zici, bă? Cum, Danule? Ce zici? S-a dus, mă, s-a dus, fraieră. Mamă, din urmă, bat, mă, fraieră, a avut 3 în față, îl sparg. S-a dus, mă, frate, s-a dus. Unde bună, sunt aici, bună, da? Bună alegere. O las aici? Da, mă, da, las-o. Și luăm ăsta de aici ca să vadă, da? Da. Uite, a rămas tu de acolo. Ia, să au comentarii acum. Hai să vedem. Hai să vedem cu civitul. Nu mai știi, mâncava-și gura voastră ce să iasă, uite, când ăsta la asta, când la asta. Nu face treabă, ăsta garantez că nu face treabă. Ăla nu face treabă? Da, acum stau și mă întreb. Are cauciucul ăsta, mă, s-ar putea să aibă dreptate, să nu alunece. Stau și mă întreb cât de tare s-ar putea duce el cu asta lui. Eu zic doar așa, fii atent, fii atent. Asta e gumă, la mine ăsta e plastic. Șansele mai mari să aluneci plasticul. Da, mă, nu știu, o sacrific acum pe asta, s-ar putea să pierd punctul, sigur îl pierd, că asta n-alunecă. Da, mi-am lăsat lopata pentru ultima balii aia mea, da? Pentru ultima șansă. Mamă, dacă n-am luat pe ăsta, băieți, 3-3 mâncava și după aia runda decisivă pentru 4-3, fratele vostru. N-are cum să ia niciodată tigaia aia mea, ce-o fi aia. Mi-e greu să cred că se duce la atacul pre... Nu, necă deloc. Ăsta, deci pe mă să rămâie aici pe loc. Gata, băi, s-a dat și Danu. Cei care n-ați văzut cât s-a dat Danu, a fost prea rapid și nu se poate vedea cu ochiul liber. Uite, așa mi-am făcut acum crucea. Lopata mea trebuie să fie câștigătoare, frate, că n-am cum altfel. Cât e, mă, 3 egal, a? 3 egal, tată. Hai să vedem în ultima rundă. Dacă trebuia să o folosesc mai devreme sau am lăsat-o prost pe urmă, cum ar veni ultima. Băi, nu știu, sper să nu faci treabă cu ea. Ești ready? Hai, mă, frate. Hai, tată. Doamne, băi, faceți-mă acolo, o cruce mare pentru fratele vostru aici să se ducă 2 metri. Ia vezi, Danule, ia. S-ar putea să mă bate, frate. Au, 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 cum se duce, da, gândești că nu m-am pus, că am și eu ceva greutate. Hai să vedem. Pleca, mă, bă, a rupt băliuța lui, mânca v-aș gura voastră. Foarte, uitați-vă alea câta urmă, câta urmă a lăsat. Hai, mă, tată, mă! Fai, hai să te văd cu ce poți să te dai, du-te, fii atent cum facem. Eu rămân aici, te-ai dus până la Focșani, ai luat niște schiuri sau o placă și te aștept aici, tată, să te dai. Poate, fai, poate, poate, cine știe. Da, fraieră, bă, uite ucași. Urmă cum am lăsat, mâncați. Ia știu, până sus. Băi, dar cât m-am dus, ești prost? Nu, nu se mai oprea. A prins zăpada asta mare aici, ai văzut și a plecat pe ea? Da, când a prins zăpadă mare, mai mult s-a dus de aici. Da. Mi-era frică de... de asta aici, că s-o oprească, dâmbul ăla. Dâmbul ăsta de zăpadă și am zis, mamă, să vezi ce mă opresc aici. Dar având marginea asta așa, la spart, s-a dus, piu, rachet. O dai jos? Da. Nu mai poate, nu mai știe ce să facă. E cu un snowmobil din ăla trebuie ca să mă iei, frate. Și chiar de șurba, gata, a dat coada asta jos și a făcut treaba acum el. Mamă, cum ar fi să... Dar n-are, mă, cum să ducă, mă, până acolo, imposibil, mă. Știi care e chestia? Dacă nu mă interesează, frate. Dacă foloseam lopata, când te-ai dat cu tigaia, te băteam. Așa și? Am fost prost că le-am ales nașpa. Ce să-ți fac eu acum? Să câștig, bă, frate, dar hai să vedem, gata? Eu sunt gata, acum tu dacă ești gata. Să văd ce știi lopata asta. S-a urcat sus, nu, șupi și capul, să vedeți voi acum. Gata? Atenție la ora de la știri de la ora 5, hai! Mamă, 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 mamă! Nu, 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 nu!
gata, pauză. Bă, ce mi-e ciudă. Ce mi-e ciudă. Mai aveai, băi, mult mai aveai. Te băteam la tigaie, bă. La tigaie, da, mă, dacă băteai. Dacă băgam aici, ești aș aici, luam punctul. Și aici eram cu tigaia. Luam punctul, bă, și câștigam, ești prost. Da, dacă alegeai ce trebuie la tigaie și veneai cu asta, mă băteai, mă băteai. Dar așa, fratele vostru, câștigător cu bale, asta mâncava și gura voastră. Bă, dar tu mai unde m-am dus, dar trebuie să fug, tu mai la Focșani încolo. Uitați diferență, unde e a mea și unde este el acolo. Mamă, dar ce-am întors, mă, ești prost? Da, șmeche. Ce-am întors, tată. Acum că am câștigat, vreau așa de victorii, fii atent, știi ce vreau să fac? Să dau în picioare, mă, pe ea. Dă-te în picioare, că numai la spital n-am mai ajuns. N-are cum, mă, frate. Da, n-are cum, așa-i. Hai. Acum știi ce le-am zis două secunde în urmă, nu? Hai să te duci direct în gură. Strângem ăstea, nu lăsăm nimic aici, pentru că ne-am distrat. Strângem frumos tot. Le ducem acasă și, bineînțeles, mergem ca să scoată Danu monetarul, pentru că așa ne era vorba, 1500, da? Bă! Care, mă, cum? Bă, ai zis 1000, mă. Bă, mai e mult fura? 1000 am zis, te-ai dat de 17 ori cu fiecare de asta în parte și acum mai dai și în banii ăștia. 1000 am zis, zi, mersi că nu-ți dau 600 și cam aia a fost. Da, mă, nu, 1000 am zis, mă. E bine așa, mă. Lasă așa, e bine așa. Hai să mergem. Am ajuns acasă, ne dezbrăcăm, mi-a intrat zăpadă cam și pe la kilo. Poți un număr, poți un număr, poți să faci ce vrei tu. Oricum nu știu să numeri bani, așa că... Nu știu, eu nu știu să fac așa. Dar lasă că asta să fie problema mea în viață, că nu știu să-i dau așa. Și bineînțeles că nu pot să închei vlogul ăsta decât așa cu un ceai fierbinte. Celebra pâine cu margarină și cu gem. Mama mea. La mine cum dă puțin zăpadă și așa, direct luăm gustul copilăriei, pâine prăjită cu margarină și cu gem. O gură de ceai. Nu e nimic mai bun. Merge foarte rău. Copilărie direct. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!